Salutare și bine v-am găsit! Eu sunt Marian și astăzi am să vă prezint o trusă de fotografie foarte interesantă și anume Zenit FS-12. Bun, pentru început să deschidem capacul cutiei. În cutie se află aparatul de fotografiat, obiectivul tair de 300 de mm, suportul de tip pistol al aparatului, un obiectiv Helios, filtre pentru obiectivul tair de 300 de mm și sub obiectiv se află ca un fel de pat de pușcă. Bun. Să desfacem. Eu am să desfac obiectivul care este prins un șurub de siguranță. Bun. După cum puteți vedea, obiectivul este destul de masiv. Include și un parasolar care se înșurubează. După cum puteți observa, acesta este obiectivul. Bun. De asemenea, obiectivul are și un inel pentru diafragmă care este ajustabil. Se poate seta între 4,5, 5,6, 8, 11, 16 și 22. Bun. De asemenea, obiectivul se poate scoate, ca la orice SLR de altfel. O să scoatem obiectivul, ca să vedeți în interiorul aparatului. Punem obiectivul aici. Deci în interiorul aparatului se poate observa în primul rând oglinda și această bucată metalică care vine în față. Ca să înțelegeți despre ce este vorba, este pentru obiectivul Helios care are un țâmburuș. Acel țâmburuș, când este atins de această bucată metalică, declanșează diafragma. Acest aparat are și un self-timer. Așa, o să dăm self-timer. Anul aici. Se încarcă aparatul și se apasă pe un buton aici. Începe timerul. Și cam pe la jumătate ar trebui să se declanșeze. Da, după cum am spus. La jumătate s-a declanșat. Ați observat, oglinda mea asta ridicată de la jumătate și până la terminarea timpului, deoarece eu am setat aparatul în modul bulb, care înseamnă atâta timp cât este ținut declanșatorul, aparatul va ține oglinda ridicată și lumina va putea parcurge drumul prin obiectiv către senzor, în cazul nostru către pelicula de 35 mm. Lezile sunt ajustabile de la 1x30 la 1x60 și la 1x125 la 1x250 și la 1x500. La mine aparatul are o problemă dus manual. Aceasta este cea mai rapidă viteză, cum veți putea observa. Aici sunt pozițiile, noi acum ne aflăm la poziția 22. Da, poziția 22. Pe aparatul foto se poate pune și un blitz pe această patină. De asemenea, vine și cu o bucată de cauciuc pe care să vă sprijin. Ochiul. Pentru a deschide cutiuța din spate, veți ridica vele din el. Bun. Pac, ridicați. Deschidem. O secundă să dau asta așa. Și în spate veți putea observa rotițele care trag filmul.
mecanismul cu perdea. Bun, ca să vedeți ce se întâmplă, o să setez pe modul bulb, să vedeți prin aparat. Bun, o să încarc aparatul și acum perdeaua va sta deschisă atâta timp cât eu vă ține apăsat butonul de declanșare. La viteze mai mari, perdeaua va parcurge drumul mult mai rapid. Bun. Ați observat, nici n-ați putut vedea. Bun. De asemenea, aparatul mai are și un obiectiv Helios despre care vă povesteam. Obiectivul Helios este unul foarte bun, după cum scrie și pe el, are o distanță focală de 58 mm și o diafragmă ajustabilă între 2 și 16, se poate observa aici, și țâmburoșul despre care vă vorbeam. Bun, o să montăm. Pe aparat, ca să adică, setăm diafragma pe 2 și aparatul ar trebui să este, obiectivul este de focus manual. Obiectivele pentru aceste aparate sunt cu focus manual, pentru că sunt în totalitate mecanice și se poate realiza un focus automat. Bun. Păi, acum am să vă arăt în sfârșitul clipului, am să vă arăt cum să puneți o rolă de film de 35 mm în acest aparat și cam asta ar fi. În episodul următor am să fac un review mai amănunțit al aparatului. Cine știe, poate să mergem și pe teren să vedem ce știe. Acum eu țin rolele de film în cutie, aceasta este o rolă neutilizată. Bun, o secundă. Deci, se ia rola de film. În una dintre aceste ramificații. Ar trebui să intre aici, într-una din ramificații. Exact așa. Ea o să vină și pe acești zimți. Declanșăm perdeaua, mai tragem încă o dată și acum închidem spatele. Bun. Închidem și asta. Iar acum aveți o rolă de 35 mm în aparatul dumneavoastră Zenit. Bun, eu vă urez succes la fotografiat și ne vom vedea într-un episod următor. O zi bună!